Bună dimineața, trupă! Calendarul de radă începe tot timpul duminica cu tura de 6 km. Și ce dacă plouă? E ca și cum vin niște picături așa care să ne spele pe ochi. Dacă n-ai apucat să te speli, e numai bună ploaia asta. Suntem din nou la cruz, dragilor. Am revenit la bază. Din nou traseu cu urcat și coborât. Nu mai alergăm pe platca în parcul Romanescu. Dar astăzi o să fie un subiect și mai frumos, așa de suflet, pentru că în zilele pe care le-am avut la Creva așa o mică vacanță, mi-am zis, băi, nu m-am mai văzut sunt de ceva timp cu profesorii sau antrenorii pe care i-am avut la copii și juniori. Și am zis, hai să îi sun. Și am luat așa pe primul antrenor, al doilea și al treilea pe care i-am avut. Cum ar fi primul antrenor de la vârsta de 8 ani până la 16-17 ani când am plecat la Universitatea Craiova. În primul rând a fost așa emoționant pentru mine, pentru că, așa cum am spus, nu mi-am văzut de foarte mult timp și cumva m-am bucurat să-i văd din nou. M-am bucurat să le văd bucuria. Chiar toți trei mi-au zis, Ionuț, mulțumim că ne-ai sunat, mulțumim că ai venit pe la noi. Nu, dragilor, eu trebuie să vă mulțumesc. Și cum vă invit și pe voi, cei care urmăriți clipul ăsta, sunt sigur că un antrenor, un profesor, fiecare a avut rolul lui și a pus amprenta asupra voastră. Ați petrecut o perioadă cu el. Sunați într-un curs pe care, la care am participat aici la Cluj, un domn din America, în care vorbea despre cât de important este să ai legătura asta antrenor, elev, profesor, elev. Și spunea, chiar dacă au trecut 10, 15, 20 de ani atunci și aveți contactul lui, sunați și spuneți-le că le mulțumiți. Da, cei care, într-adevăr, au avut un impact important asupra voastră. Revenind la antrenorii mei de la fotbal, profesorul Vlad, profesorul Bădele, profesorul Georgescu, cu ei trei m-am întâlnit, o să vedeți postarea un pic mai târziu. Vedeam bucuria pe fața lor. Vedeam că, nu știu, le drag să ne revedem. Am vorbit de perioada în care eram atunci elevul lor. Am vorbit despre fotbal, am vorbit despre ce se întâmplă acum. Însă simțeam că le-am făcut o bucurie. Simțeam că surpriza asta, la asta nu se așteptau. Așa că vă invit, dragilor, să vă sunați profesorii, antrenorii, pentru că o să vedeți că nu este numai bucuria lor, este și bucuria voastră. Așa că, dragilor, rămâneți activi, urmați way-ul și tot timpul, tot timpul de Radaway. Ciao!